În primul episod am văzut un Samson cu un început promițător. A fost închinat Domnului încă din pântecele mamei sale, a fost născut într-un mod miraculos, a fost crescut într-o familie credincioasă, în care a avut șansa să primească educație bună, a fost binecuvântat de Dumnezeu, mișcat de Duhul lui Dumnezeu înspre împlinirea chemării sale. Ce început mai promițător decât acesta ar putea exista? Pe cât de promițător a fost începutul, pe atât de dezamăgitoare este continuarea. Episodul 2, Samson, un nazireu superficial. Deși Duhul Domnului a început să-l miște prin tabăra lui Dan, ascultați cum începe textul nostru. Capitolul 14, versetul 1. Samson s-a pogorât la Timna. Adică Duhul Domnului îl mișca între Eștaol și Țorea, unde se afla tabăra lui Dan, o seminție care încă nu-și cucerise teritoriul. Nu intrase în promisiunea lui Dumnezeu. Era vremea să se ridice la luptă. Dumnezeu îl chemase pe Samson să izbăvească. Și Samson coboară înspre Timna. De ce a coborât la Timna? În mijlocul vrăjmașilor, pe teritoriul vrăjmașilor, de unul singur. Duhul îl mișca în tabăra lui Dan, nu între vrăjmași. Iată indirect o învățătură, un avertisment practic pentru fiecare dintre noi. Și aș folosi cuvintele Psalmului 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Proverbul spune, nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Proverbe 4:14. Unde ți se îndreaptă pașii? Care sunt locurile pe care le frecventezi? Ne-ar putea întreba Duhul lui Dumnezeu. Ai grijă la mediul în care alegi să-ți petreci timpul. Nu te coborâ singur în mijlocul vrăjmașilor. S-ar putea să vezi lucruri sau persoane care să te distragă de la chemarea ta de a fi sfânt. Și așa și continuă istorisirea lui Samson. Și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Ce înțeleg de aici? Chiar nazireul, cel pus deoparte de însuși Dumnezeu, poate fi ispitit. Chiar și cei chemați de Dumnezeu au fisurile lor, datorită naturii lor spirituale. Să nu crezi că chemarea lui Dumnezeu la o lucrare specială te ferește de ispite sau de testele credinței. Nu o face. Prin chemarea lui Dumnezeu, tu nu devii imun la greșeală, la păcat, ci dimpotrivă, trebuie să fii conștient de faptul că ești cel puțin la fel de expus. Iar punerea ta deoparte pentru o slujbă te responsabilizează. Și mai mult, trebuie să ai grijă și mai mare în umblarea ta. A văzut o femeie. Se referă la mai mult decât a distinge o femeie de un bărbat. A văzut-o altfel. A stăruit asupra ei cu gândurile lui. Femeie cu siguranță văzuse și în tabăra lui Dan, dar nu le văzuse în acel fel, în acel mod, cu dorință. Samson se lasă sedus prin vedere. Ochii sunt problema lui. Lucru cu consecințe vom vedea spre sfârșitul serialului. Samson tare în fața bărbaților, slab în fața femeilor. Lecția de viață pentru noi? Prezența specială a lui Dumnezeu în viața omului nu-i anihilează voința și nu-l scutește automat de ispite. Tăria în anumite domenii ale vieții nu eradichează slăbiciunea din altele. Așa că trăiește responsabil. Când s-a suit înapoi, continuă textul, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis, am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă.
Părinții se opun puțin și Samson a zis tatălui său, ia-o căci îmi place. Ia-o căci îmi place. Traducere exactă, ia-o că ea este bună în ochii mei. Deși nici nu o cunoștea personal, încă nici nu vorbise cu ea. Uitați-vă în versetul 7. Nici nu vorbise cu ea încă. Acesta este deja un avertisment cu privire la valorile după care ne conducem viața. În viață sunt multe lucruri care ne plac, dar nu tot ceea ce ne place, ceea ce este bun în ochii noștri, este și bun în ochii lui Dumnezeu. Lecția de viață? Ceea ce ne place nu trebuie să fie fundamentul alegerilor noastre. Care sunt lucrurile care te seduc? Care sunt domeniile în care știi că ești slab? Ce anume te împinge să faci anumite alegeri? Adevărul lui Dumnezeu? Principiile sale? Sau plăcerile tale? Tatăl său și mama sa i-au spus, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să-ți iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați împrejur? Sfaturi primim tot timpul. Uneori sunt atât de multe încât nici nu ne mai obosim să le ascultăm. Alteori sunt ridicole. Mai ales în vremurile noastre. Primim sfaturi o mulțime și o mulțime dintre ele sunt ridicole. Citeam zilele acestea niște topuri cu privire la diferite sfaturi primite de oameni și vedem, trăim într-o societate în care pe produse ni se dau sfaturi cum să le folosim. Unele dintre ele sunt absolut ridicole. Într-un astfel de top, vă dau doar primele 4 locuri într-un astfel de top. Niște atenționări, niște sfaturi cu privire la câteva produse. De exemplu, pe locul 4, o atenționare pentru un puding. Atenție, produsul va fi fierbinte după încălzire. Locul 3, la un produs, o mașină de spălat rufe. Nu puneți persoane în mașina de spălat. Ridicol. Locul 2, pentru un cartuș de imprimantă. Nu mâncați toner. Cine este tentat să mănânce toner? Pe locul 1, un cărucior de copii. Sfatul. Îndepărtați copilul înainte de a plia căruciorul. Realmente, unele sfaturi ce le primim sunt ridicole. Totuși, multe sfaturi sunt de un real folos. De la primii pași în viață, primim avertizmente cum ar fi, ai grijă, nu atinge, nu-i voie acolo. Modul de a deosebi între avertizmentele înțelepte și cele fără sens este dat de cine vorbește. Dacă este un părinte care te iubește, un prieten căruia îi pasă, un profesor de încredere, merită să acorzi atenție și să cântărești sfatul lor. La fel stau lucrurile cu avertizmentele date de Dumnezeu. În Biblie nu ne sunt date avertizmente degeaba? Avertizmentele lăsate de Dumnezeu, care nu moare de dragul nostru, ci a murit de dragul nostru, sunt înrădăcinate în dragoste. Așa că ia seama la sfaturile celor care țin la tine. Contează cine este cel care te avertizează. Proverbe 12 cu 15 spune așa, calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Un alt mod de a aplica versetele acestea citite ar putea fi legat de avertizmentul înjugării la un jug nepotrivit în căsătorie. Principiul este pentru prima oară adus la lumină de Dumnezeu chiar de la începutul alegerii unui popor care se poartă numele. Și apoi principiul este reiterat de apostoli în 2 Corinteni, în capitolul 6. Cel mai interesant lucru aici este faptul că, fiți foarte atenți, filistenii nu sunt prezenți în lista interdicțiilor cu privire la căsătorie. Ascultați, în Deuteronom 7, de la 1 la 5, sunt menționate doar 7 neamuri cu care nu li se dădea voie să se căsătorească. Ascultați textul.
cele șapte neamuri. Hetiți, girgasiți, amoriți, cananiți, fereziți, heviți și ebusiți. Șapte neamuri mai mari la număr și mai puternici decât tine, spune textul. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor. Și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată, spune textul din Deuteronom 7. Filistenii nu sunt în listă. Și atunci? Cazul acesta este un alt exemplu de aplicare a unui principiu general în cazuri particulare. Listele cu lucrurile care sunt păcat nu sunt exhaustive în Scriptură. Spiritul legii, nu slova ei, este ceea ce are Dumnezeu în vedere. Oare nu suntem noi maestri la manipulare doar ca să ne justificăm poftele inimii? Sunt o mulțime de lucruri păcătoase despre care nu ni se menționează că nu am avea voie să le săvârșim. Totuși, aceasta nu înseamnă că le putem săvârși. Unii ar putea spune, sau ei ar fi putut spune, filistenii nu sunt pe lista interzisă, deci pot să mă încuscresc cu ei. Nu este așa. De ce? Pentru că în Exod 34 ni se formulează principiul mai larg. De exemplu, ferește-te să faci legământ cu locuitorii țării, ca nu cumva curvind înaintea Dumnezeilor lor și aducându-le jertfe, să te poftească și pe tine și să mănânci din jertfele lor, ca nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea Dumnezeilor lor, să tărască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeilor lor. Aici este principiul. Principiul bine știut era, nu vă încuscriți cu cei netăiați împrejur. Și Manoahele enunță foarte clar în versetul 3. Principiul avea de-a face cu ceva mult mai înalt. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Acesta este principiul mai larg. Principiul este reluat în Noul Testament și este foarte clar. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între Hristos și Belial? Și comparațiile continuă. Principiul nu ne este dat arbitrar sau din pricină că Dumnezeu îi urăște pe necredincioși. Nu! Dumnezeu nu are ceva de împărțit cu cei necredincioși, ci are ceva de protejat la tine. Textul nostru merge mai departe. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. Cum să înțelegem aceste versete? Sunt încălcite. Câteva variante de interpretare. 1. Nu înseamnă că Dumnezeu a dorit ca Samson să încalce legea. Când spune lucrul acesta venea de la Domnul, adică căsătoria cu Timneanca. Nu înseamnă că Dumnezeu a dorit ca Samson să încalce legea, ci că Dumnezeu, chiar dacă nu a privit cu favoare la decizia lui Samson, le-era pregătit să încalece situația creată de el și să o folosească pentru propriile scopuri și propria glorie. Întâlnim astfel de situații în Scriptură, nu sunt unice aici la Samson. De exemplu, în Iosua 11, ascultați textul, versetul 20. Căci Domnul a îngăduit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel, pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire. Sau 1 Regi 12, cu 15. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor că jucul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Roboam. În alte cuvinte, Dumnezeu nu a neapărat a fost în favoarea deciziei lui Samson, dar știa că o poate încăleca și folosi spre scopul lui. O variantă de interpretare. O a doua variantă de interpretare ar putea fi următoarea. Căci lucrul acesta venea de la Domnul. Nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Lucrul acesta care? Căsătoria cu filisteanca? Sau avertizmentul părinților venea de la Domnul? Am putea citi așa. Tatăl și mama sa nu știau că avertizmentul lor venea de la Domnul.
că Samson căuta un plăj de ceartă din partea filistenilor. În alte cuvinte, un fel de dojană. Personal pledez pentru varianta a doua. Nu cred că este vorba că decizia lui de căsătorie venea de la Domnul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu-și calcă propriile principii. De ce ar fi făcut-o? Nu avea alte variante la îndemână? Mâna i s-a scurtat? Ideile i-au secat? Aplicând o astfel de metodă, a ridicat prea multe probleme. Și ca și consecință, noi am putea folosi afirmația ca și pretext pentru justificarea propriilor noastre porniri. Decizia asta îmi vine de la Domnul. În al doilea rând, argumentul lui Samson, ia-o căci îmi place, căci este bună în ochii mei, este foarte clar. El nu spune, așa trebuie, de la Domnul vine asta. Și el spune, ia-o căci îmi place. În versetul 7 ni se spune, a vorbit cu femeia aceea și ea i-a plăcut. Deci abia mai târziu vorbește cu ea. Este evident o alegere personală bazată pe plăcerea lui. Nu pomenește de așa mi-a spus Domnul. De aceea cred, lucrul acesta care venea de la Domnul era dojana părinților. Căci Samson căuta să se certe cu filistenii. Când Dumnezeu s-aștepta la altceva. Samson căuta un prilej de ceartă. De ce se cauți așa ceva? De ce nu-i confruntă direct pe filisteni? De ce nu le declară război? Era foarte puternic. Și dacă e vorba de a căuta prilejul de a declara război, nu erau alte metode care nu încalcă principiile legii lui Dumnezeu? Domnul îndreaptă pașii omului, dar ce înțelege omul din calea sa? Spune Proverbe 20:24. Ceva de felul acesta s-a întâmplat și cu Samson. Dumnezeu îndrepta pașii lui. Dar ce înțelege Samson din calea aceasta? El căuta ceartă cu filistenii, că nu avea nevoie de așa ceva. Episodul continuă. Samson s-a pogorât împreună cu tatăl său și cu mama sa la Timna. Când au ajuns la vile din Timna, iată că i-a ieșit înainte un leu tânăr mugind. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Cum înțelegem această porțiune? Samson a coborât împreună cu părinții săi la Timna pentru a pregăti nunta. Pe drum, el s-a abătut pe la viile din Timna. De ce se abate pe la vie când lui îi era interzis consumul de struguri în orice formă, ca și nazireu? Apoi, leul care iese înainte. Cum să înțelegem lucrul acesta? De ce iese înainte? Oare nu cumva Dumnezeu îl trimite ca și avertisment? N-ai ce căuta aici. Dumnezeu îi taie calea. Întoarce-te din drum. Faptul că Duhul Domnului a venit peste el, ce să însemne? Că Dumnezeu i-a dat puterea să ucidă leul? Nu prea cred. Dacă ar fi fost așa, de ce a ascuns de părinții lui ce făcuse? De ce să-i trimită Dumnezeu un leu în cale pe care să-l omoare, când în legea nazireatului nu aveai voie să te atingi de un cadavru? Dumnezeu îți dă putere să păcătuiești? Nu cred. Oare această venire a Duhului Domnului nu a avut rolul tot de avertisment? De ce căuta să-l întoarcă din drumul care ducea la păcat? Ceea ce susține varianta aceasta este tocmai comentariul editorial. N-a spus tatălui și mamei sale ce făcuse. De ce nu a spus nimic dacă faptele sale nu erau condamnabile? Oare nu pentru că nu avea chef de încă o mustrare din partea părinților? Forța lui Samson era un dat de la Dumnezeu. Duhul Domnului venea peste el ca să fie o resursă pentru misiunea încredințată, nu pentru a-l folosi la buna lui discreție. În două rânduri în care își folosește forța uluitoare, nu ni se spune că Duhul Domnului a venit peste el. Este vorba de omorârea celor ce au ars casa Timnianului și ridicarea porților Gazei. O să vedem în episoadele următoare.
Și atunci, această menționare, oare nu are ceva de zis unora dintre noi? Deci eu înțeleg textul în felul următor. Samson s-a abătut din drum să intre în vile de la Timna. Dumnezeu trimite în cale un leu tânăr care mugește și încearcă să-l avertizeze. N-ai ce căuta aici. Samson își folosește forța de Dumnezeu și îl rupe în bucăți. Nu răspunde avertizării lui Dumnezeu. Lecția de viață? Dumnezeu avertizează înainte să pedepsească. Poate că unul dintre noi ne-am abătut din drum. Poate că Dumnezeu ne-a trimis un leu mugind care să ne taie calea și să ne trezească din abaterea noastră. Poate chiar această experiență a lui Samson este leul care mugește pentru tine. După câtva timp, s-a dus iarăși la Timna ca să o ia și s-a abătut să vadă hoitul leului. Și iată că în trupul leului era un roi de albine și miere. A luat mierea în mână și a mâncat-o pe drum. Și când a ajuns la tatăl său și la mama sa, le-a dat și au mâncat și ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului. Observați? Cărarea nelegiuirii era deja bătătorită. Un păcat săvârșit odată ușurează recomiterea lui. O mare lecție de viață. A luat mierea în mână. Asta înseamnă că a atins hoitul. Din nou o încălcare a legii neaziratului. Și nu numai a legii neaziratului, a legii lui Dumnezeu. Levitic 5, de exemplu, versetul 2. Când cineva, fără să știe, se atinge de ceva necurat, fie de hoitul unei fiare sălbatice necurate, fie de hoitul unei vite de casă necurate, fie de hoitul unei târătoare necurate și va băga apoi de seamă și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să aducă o jertfă pentru vină. Îl vedeți pe Samson făcând așa ceva? Chiar dacă jurământul de nazireat interzicea doar atingerea unui om mort și nu vorbea despre un animal mort, jurământul nu anulează legislația generală? Aia trebuie ascultată? Și jurământul nazireat este pe deasupra. Din nou, nu a spus tatălui și mamei sale că luase mierea din trupul leului. Și le dă să și mănânce, adică îi conduce spre necurăție, fără știința lor, bineînțeles. Dar ce atitudine disprețuitoare poate fi aceasta? Față de părinți și față de legea lui Dumnezeu. Preceptele lui Dumnezeu sunt luate în ușor. Din nou există posibilitatea mustrării pe care el o evită. Viața și-o duce în termenii lui. Tatăl lui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț căci așa făceau tinerii. Cum l-au văzut, au poftit 30 de tovarăși care au stat împreună cu el. A făcut un ospăț. În ebraică au făcut o petrecere cu băutură. Din nou interzisă pe perioada nazireatului. Vedeți? Păcatul cheamă păcatul. Astfel, cu o singură excepție deocamdată, a călcat toate prevederile nazireatului. A rămas necălcată doar briciul nu va trece peste capul lui. Ce putem învăța de aici? Nu cumva putem vedea un dispreț cu privire la înalta chemare ce i s-a făcut? Nu cumva o superficialitate spirituală descurajatoare? Tu cum stai în ce privește chemarea ta? Toți cei care l-au primit pe Domnul Iisus sunt închinați Domnului, de aceea nu lua în ușor noua cale pe care ți se cere să mergi. Nu cocheta cu nelegiuirea, indiferent de ce natură ar fi ea. Nu disprețui chemarea lui Dumnezeu pentru tine. Episodul continuă.
Samson le-a zis, am să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veți ghici în cele 7 zile ale ospățului și dacă o veți dezlega, vă voi da 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Dar dacă nu o veți ghici, să-mi dați voi 30 de cămăși și 30 de haine de schimb. Ei au zis, spune-ne ghicitoarea ta să o auzim. Și el le-a zis, din cel ce mănâncă, a ieșit ce se mănâncă. Și din cel tare, a ieșit dulceață. Ghicitoare. Oare să fie o luare în ușor a nelegiuirilor comise? Foarte posibil. Gândiți-vă. El știa că nu a procedat bine, pentru că n-a spus tatălui și mamei sale ce făcuse. Știa că nu-i bine ce face. Și în loc de un sentiment de vină, el face ghicitori și caută să obțină un profit de la cei de lângă el, pe baza neascultării lui. Nu este o luare în ușor a conduitei lui? Și lecția de viață este iarăși clară. Procesul decadenței este mereu același. O spirală descendentă. Fiecare dintre noi decădem în același mod, treptat, dacă nu intervenim în proces. Dacă ar fi să te analizezi sincer, unde te afli pe scara decadenței? Poate Dumnezeu vrea să-ți transmită astăzi că este vremea să intervii, să te oprești. Povestirea continuă. Nevasta lui Samson plângea lângă el și zicea, tu n-ai decât ură pentru mine și nu mă iubești. Ai spus o ghicitoare copilor poporului meu și nu mi-ai dezlegat-o. Și el a răspuns, nu am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele, să ți-o dezleg ție? Ea a plâns lângă el tot timpul celor 7 zile cât a ținut ospățul. Și în ziua a 7-a i-a dezlegat-o, căci îl necăjea. Ce cuvinte paradigmatice pentru viața lui Samson. Și a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii. Se profilează o altă fisură în caracterul lui Samson. O fisură care, la rândul ei, se va mări și îl va costa scump mai târziu în viață. Știm întâmplarea? El merge și trebuie să-și plătească datoria. Se coboară la Ascalon să strângă cele 30 de cămăși și haine de schimb. Și în versetul 19 din capitolul 14 ni se spune următorul lucru. Duhul Domnului a venit peste el și s-a pogorât la Ascalon. Acolo a ucis 30 de oameni, le-a luat hainele și a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie și s-a suit la casa tatălui său. Cum să înțelegem relatarea aceasta? Aceeași expresie, Duhul Domnului a venit peste el și l-a împins la păcat? L-a împins să ucidă, să tâlhărească 30 de oameni? Sau din nou trebuie înțeles comentariul acesta altfel? Așa cum am văzut de prima oară. Duhul Domnului a venit peste el ca să-l mustre și să-l îndrepte spre soluții mai bune decât cele stabilite în mintea sa. Eu așa înțeleg lucrurile. Duhul Domnului a venit peste el și în ciuda aceasta s-a pogorât la Ascalon. Din păcate, Samson continuă cu planul său pentru a-și împlini obligația asumată de a acorda un premiu. Ucide 30 de filisteni în Ascalon, la vreo 37 de kilometri sud-vest de coasta Mediteranei, suficient de departe pentru a nu fi bănuit el din Timna. Îi ucide și le ia hainele de schimb. Samson a ajuns să comită o tâlhărie ca să-și poată ține cuvântul. Dacă tot acest plan era de la Domnul, ca să caute ceartă cu filistenii, o avea deja, l-a înșelat prin soția lui. De ce să se ducă departe și să ucidă pe ascuns ca să nu fie prins? Nu prea seamănă a planurile Domnului aici.
este încă un argument la faptul că dădea curs pornirilor sale nestăpânite, că nu era condus de Dumnezeu în strategia sa. Duhul Domnului venea peste el să-l avertizeze, să-l oprească și el mergea mai departe cu nestăpânirea din el. Textul ne spune, era aprins de mânie după ce și-a plătit datoria. De ce s-o fi aprins de mânie? Pentru că a fost umilit. Dacă ar fi fost condus de Duhul ca să-i ucidă pe cei 30, mă gândesc că nu ar fi fost plin de mânie, ci ar fi avut bucuria învingătorului, acelui care a ascultat de Dumnezeu. Impulsivitatea lui se conturează din ce în ce mai bine. Samson, chemat de Dumnezeu la lucrare măreață, cade la examen. Pornește să facă lucrarea lui Dumnezeu cu superficialitate sau în termenii proprii. Lecția de viață pentru noi? Lucrarea lui Dumnezeu se face în termenii lui Dumnezeu. Lucrarea lui nu se face în afara normelor sale. Când ne trăim viața de credință cu superficialitate, să nu ne așteptăm la biruințe pe toate planurile. Dumnezeu nu are ce să binecuvinteze. Dacă suntem niște nazirei impulsivi, nestăpâniți și superficiali, să nu ne așteptăm la biruință în umblarea noastră cu Dumnezeu. Ca și nazirei contemporani, semnele punerii noastre deoparte s-au schimbat. Principiul însă a rămas același. Azi nu se mai cere să lăsăm părul să crească în voie, să nu mâncăm sau să nu bem din rodul viței și să nu ne atingem de un mort, ci semnele au trecut într-o categorie superioară, mai profundă, acolo în cele mai intime părți ale sufletului nostru. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Domnul Iisus, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dar dragostea unii pentru alții nu poate avea loc dacă nu există dragoste de Dumnezeu. Și Ioan ne spune foarte clar, iar dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui, ne spune Ioan în epistolele sale. Acestea sunt semnele nazireilor contemporani. Principiul nu s-a schimbat. Semnele s-au schimbat. Am văzut în episodul acesta un Samson, un nazireu superficial. Oare se poate mai jos de atât? Vom vedea în episodul următor.